Grupul parlamentar format din socialiști, democrați, deputați de la PAS și Platforma a anunțat astăzi câteva soluții pentru a-i ajuta pe agricultori. Aceștia propun reeșalonarea creditelor agricultorilor pentru un an și excluderea certificatelor privind datoriile față de bugetul de stat. Totuși, la etapa actuală, suma compensațiilor nu va putea fi mărită până la 3.000 de lei, așa cum cer agricultorii. Platforma DA insistă însă ca suma despăgubirilor alocate de guvern să crească de la 200 până la 500 de milioane de lei. Am reușit să obținem un rezultat, aș spune, bun, legat de reeșalonarea sau restructurarea datoriilor față de aceste credite pentru 12 luni. La fel, grupul parlamentar a venit cu propunerea ca din pachetul de documente necesare pentru obținerea subvențiilor să fie scos certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat. Totuși, majorarea compensației de la 1.080 de lei per hectar la 3.000 de lei, așa cum vor agricultorii, nu va fi posibilă la etapa actuală. Ministerul Finanțelor va încerca să găsească soluții ca fondul de subvenționare să fie majorat. La fel, ministerul urmează să vină în următoarea perioadă cu propuneri privind vacanța fiscală. Chiar și așa, instaurarea stării de urgență în domeniul agricol este inutilă, mai spune deputatul. În condițiile în care vom veni cu proiectul de restructurare a datoriilor față de bănci, cu activități și de reeșalonare asupra creditelor tehnice, măsurile pentru susținerea producătorilor agricoli prin intermediul fondului de subvenționare, decade necesitatea instituirii stării de urgență. Foarte multe discuții pe alocuri aprinse. Am avut anumite diferențe de abordări în cadrul acestui grup de lucru. 1.000 de lei la hectar nu pot rezolva problema agricultorilor. În ceea ce privește restructurarea datoriilor față de bănci, Alexandru Slusar spune că aici e nevoie de intervenția Parlamentului. De aceea ar trebui să se convoace în regim de urgență. Platforma DA și eu am mandatul fracțiunii să insist pe convocarea ședinței Parlamentului săptămâna viitoare. Discuțiile pe platforma parlamentară, dar și cu participarea guvernului, vor urma și mâine. Agricultorii au protestat și ieri în diferite locuri din țară. Manifestația fermierilor din raionul Căușeni a fost însă acompaniată de un grup de lăutari.